A stat 19 ani în America, după care s-a întors în țară, a devenit primar în orașul său natal. Bună ziua, sunt Adriana Săicescu și vă invit să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor din închisoare. A fost primarul orașului Hunedoara. Se mândrește cu proiectele pe care le-a inițiat. Pentru binele urbei sale a accesat chiar și fonduri europene. Acum se află în închisoare. Ar fi putut scăpa de detenție rămânând în țara sa de adopție, America. N-a făcut-o însă. Până mai ieri, bărbatul din aceste imagini am putea spune că a fost un răsfățat al destinului. Viața avea să-i dea însă o palmă destul de grea. Are un adevăr pe care îl strigă lumii, dar care a fost ignorat de către justiția română. Numele acestui român este Ovidiu Hada, fost primar al orașului Hunedoara. Este un hunedorean dintr-o bucată despre care s-au scris pagini întregi de ziar. În urmă, cu aproape 7 ani, revenea în orașul natal din țara tuturor posibilităților. Timp de 19 ani a locuit în America. A plecat în lume cu visuri de realizare, dar și cu un dor nebun de țara sa. S-a întors în Hunedoara pentru a face ceva pentru concetățenii săi. Cu ce gânduri ați venit? Să revoluționez oarecum ceea ce se întâmplase în Hunedoara. Eram pur și simplu nemulțumit de ce se întâmplase. Făceam mereu comparație cu orașul vecin Deva. Acolo se întâmplase o grămadă de lucruri. Vroiam ca și orașul meu să fie un oraș mai frumos, un oraș mai bun. Când am preluat primăria, spre surprinderea mea, deși în România se vorbea de atragerea fondurilor europene, am fost total dezamăgit. În anul 2008 a fost ales primar. În acel moment și-a promis lui și hunedorenilor săi că va schimba total fața orașului. Se întâmplă lucruri în viață care sunt necondiționate de noi. Pur și simplu se întâmplă asta. Ovidiu Hada face parte acum din lumea fără de înțelegere a condamnaților. A fost trimis după gratii pentru 5 ani. A fost condamnat pentru abuz în serviciu. Este încarcerat de aproape un an în penitenciarul din imediată apropiere a orașului pe care l-a condus timp de 4 ani la Bârcea Mare. Se consideră o victimă a justiției din România. Cum e la închisoare? Nu mă așteptam să fie așa. Aveam o total altă percepție despre închisoare. Nu e bine deloc. Care este lucru care v-a atras atenția prima dată când ați intrat în poarta închisorii? Ce v-a marcat? Decența cu care am fost primit de către gardienii de serviciu. S-au purtat respectos. Eram conștient că nu-i vina lor că eu sunt condamnat și mi-am dat seama că își fac datoria. Dar ce s-a întâmplat de ați ajuns aici? Am fost acuzat și nu știu dacă e cazul să încep chiar cu asta, dar am fost acuzat că am făcut un abuz în serviciu în perioada când ocupam funcția de primar a municipiului Hunedoara. Ovidiu Hada are 45 de ani și este atât cetățean român cât și american. Ar fi putut pleca în țara de adopție scăpând astfel de pușcărie. Declară cu tristețe că nu ar fi fost extradat niciodată. A ales însă să-și facă detenția cu mândrie și cu o revoltă de neimaginat. Nu a crezut niciodată că va ajunge să facă pușcărie. El este cel care a sesizat nereguli la departamentul de achiziții din primărie. S-a transformat astfel din reclamant în vinovat. În ce a constat acest abuz? Am semnat ordine de plată din care s-a presupus un prejudiciu care nu a fost dovedit cu expertiza contabilă făcută de către instituție, adică de către expertul contabil cu ștampilă CECAR
propus de către parchet. Semnând acele documente, un fost angajat a instituției a primit foloase nedrepte pentru că, printr-o declarație dată de dânsul, ar fi controlat 3 firme. Firme care nu erau pe adresa dânsului de domiciliu, erau pe numele socrilor dânsului, iar în urma unui control cerut de către mine prin compartimentul corpului de control a primarului, am sesizat niște nereguli la compartimentul de achiziții. În urma acelui raport am sesizat Curtea de Conturi. Am primit o adresă din partea Curții de Conturi că primăria municipiului Hunedoara este în planul lor de verificări în decursul anului 2009. Această sesizare a fost făcut, dacă nu mă înșel, în luna iulie 2009. Au venit în control în octombrie. Au sesizat aceleași lucruri care au fost constatate de corpul de control a primarului. S-a întocmit un raport a Curții de Conturi, raport care ridica bănuieli că biroul de achiziții ar fi făcut achiziții neconforme cu legea. Ca instituție aveam obligativitatea să trimitem acel raport sau să sesizăm orice posibile fapte penale parchetului. Am trimis acele documente, am făcut o sesizare parchetului de lângă judecătoria Hunedoara. A fost semnat de către colegii secretarul și colegii de la birou juridic și de către mine. Parchetul de lângă judecătoria Hunedoara și-a declinat competența pentru DNA Alba. Și din cel care a sesizat o neregulă, am ajuns să fiu chemat la DNA ca învinuit. În urma unui unei așa zise denunți făcut de către respectivul domn care lucra la achiziții și, deși avea obligativitate atunci când a fost angajat în declarația de interes, să declare că are interese în anumită firme. Acesta este drumul pe care fostul edil l-a parcurs până la închisoare. Un drum plin de neprevăzut și de necunoscute. Cum au... mie să te transform din reclamant în inculpat. La început am luat-o pur și simplu ca o neînțelegere, ca pur și simplu așteptam ca justiția să-și facă treaba și să dovedească că prin funcția pe care o aveam, în urma documentelor întocmite de către toate compartimentele din subordinea mea, care mă asigurau că legea este respectată, voi semna niște documente legale. Și așteptam să mi se facă dreptate. Cum a fost când ați auzit condamnarea? Am fost complet dezamăgit de justiția din România. Ce nume ați găsit la închisoare? Din fericire sunt dezamăgit de cât de mulți oameni sunt care nu au pregătire școlară și nici măcar nu știu să citească.
Nu aș fi crezut că pot să fiu într-un loc cu așa de mulți oameni care nu știu să citească. Pot fi ei ajutați vreun fel? Cei care vor, da. O mare parte din ei nu vor. Ce faceți aici de dimineață până seara? De luni până vineri muncesc, sunt la deservire, sunt responsabil cu asigurarea că se respectă programul de băi. Am un program destul de încărcat. Cum e să treci dintr-o lume în care, nu știu, ați condus, ați fost șef, într-o lume în care trebuie doar să primiți ordine? N-am fost dintotdeauna șef. Pozițiile în care am fost eu au fost câștigate, n-au fost numite niciodată. Întotdeauna mi-am câștigat nivelurile la care am fost. Inclusiv atunci când am avut firme, fiind antreprenor și ca ales ca primar, nu am fost numit. Am trecut prin toată faza. Nu mă deranjează să primesc, nu mă deranjează ierarhia militară. Nu am o problemă cu asta. Trecerea dintr-o lume în care era adulat într-una în care doar primește ordine a fost șocantă pentru omul Ovidiu Hada. Nu și-a arătat durerea și nedumerirea niciodată. Se consideră un soldat disciplinat. Are momente în care încearcă să-și ascundă durerea plină de revoltă. Nu reușește. Tristețea îi se citește cu ușurință în privire. A lăsat în urmă o lume de lorzi pentru una plină de frustrări. Vi se spune într-un alt fel aici? Nu știu, aveți vreo poreclă? Nu. Mi se adresează ori pe nume, ori domnul primar. Cum v-ați caracteriza? Un luptător. Și cum se duce lupta acum? Acum mă pregătesc. Lupta va fi după ce ies de aici. Pentru că voi demonstra că sunt nevinovat. Voi demonstra că eu am fost executat de justiția din România politic. Dar de ce spuneți chestia asta? Cine a avut interes să vă, știu, să vă aduc aici? Ar fi nedrept să învinesc pe cineva fără să am posibilitatea să vă dau probe, corect? Și bun, atunci... dar mă gândesc că lupta asta politică de care vorbi se putea duce altfel, nu neapărat să vă aduc aici. Adică așa se reglează conturile în politică, haideți să-i umilim sau cum? Se vede că în cazul meu, da. Și nu numai. Cum a reacționat familia? Dezamăgit. Am doi copii care sunt destul de mari. Am o fată de 20 și un băiat de 15 ani cu care am discutat fiind în Statele Unite. Ei locuiesc în Statele Unite. Am discutat înainte să vin la ultimul termen de la Înalta Curte. Am explicat că există posibilitatea să fiu condamnat de Înalta Curte, să se mențină decizia Curții de Apel. Am fost sfătuit de mulți să nu mă mai întorc din Statele Unite, nefiind faptă penală, fapta pentru care sunt acuzat în România, nu cred că eram extradat. M-am interesat, nu eram extradat. În fine, în condiții normale nu eram extradat. Puteam să nu vin 12 ani jumate în România și să fiu ok. În schimb, eram convins că nu... că voi pierde dreptul de a mă bate cu statul român după ce execut pedeapsa, ca să demonstrez nevinovăția. Și în al doilea rând, cred eu că transmiteam un mesaj greșit fiului meu că atunci când e greu trebuie să fugi. Și nu-mi permiteam lucrul ăsta. De aproape un an, existența acestui bărbat se duce într-o lume rece, fără de înțelegere. O lume despre care știa doar din auzite și din cărțile citite.
Cândva, când a fost primar, a venit în vizită în această închisoare. Nu și-a imaginat că va ajunge să facă parte dintre cei plini de durere și de greșeli. Trăiește cu speranța că într-o zi va reuși să demonstreze că venirea lui la închisoare este o eroare. Știe că nu va conta adevărul său. Credeți că va conta pentru cineva faptul că veți demonstra că sunteți nevinovat în afară de dumneavoastră? E irelevant. Cei din jurul nostru poate să ne ia sănătatea, libertatea, viața, banii, dar onoarea, trebuie să-mi dau acordul să-mi ia. Eu nu mi-am dat onoarea. Contează pentru mine. Cum v-ați caracteriza viața de până acum? Destul de... cu foarte multe experiențe. Înainte de 89 m-am zbătut să trec frontiera, am reușit. Nu mi-am pus niciodată în cap ceva să nu reușesc. Și asta probabil că ar trebui să le dea de gândit celor care s-au gândit că o să mă las pe gubă și că nu o să mă las. De ce v-ați întors după atâta timp din America în Hunedoara? Pentru că era orașul meu natal, pentru că îl iubesc. Pentru că mi-am dat seama că era lăsat în urmă, a fost condus de oameni care nu, să zic, nu au depus toate eforturile pentru a duce Hunedoara la nivelul la care merita să fie. Oamenii aceia nu merită să fie conduși de oameni care nu s-au implicat. Ca dovadă, în perioada în care am fost, am adus fonduri europene, și s-a făcut o schimbare mare. Care a fost cea mai mare realizare ca primar? Asfaltarea drumurilor principale din municipiul Hunedoara, reabilitarea parcurilor, a grădinii zoologice, lucruri cu care actuala conducere se mândrește. Hunedorenii v-au mulțumit în vreun fel? Da. Respectul pe care mi l-au acordat în perioada de când nu am mai fost primar până în ziua când am fost încarcerat. Aici există respect? Da. No. Și din partea gardienilor și din partea, cel puțin față de mine. Nu am văzut oameni să fie... să nu fie respectat. Nu aș vrea să fiu înțeles greșit. Eu nu am fost și nici nu o să fiu. O să refuz să fiu unul care o să vadă scamele pe umerii cuiva. Deci n-aș vrea să fiu înțeles greșit. Sunt lucruri care cu siguranță trebuie schimbate în sistemul penitenciar din România. Și mai mult în justiția din România. Dar lucrurile adevărate trebuie scoase în evidență, indiferent că sunt bune sau rele. Și asta e un lucru adevărat. Există respect. Cunosc din poveștile altora care au fost încarcerați în perioadele dinainte de 90 și imediat după 90, care deținuții nu aveau nici drepturi, nici nu erau respectați. Cred că e o mare diferență. Ovidiu Hada, americanul, cum îi se spunea pe vremuri, vorbește detașat despre lumea în care a fost aruncat. Sunt multe lucruri pe care nu le înțelege, dar trece mai departe cu demnitate. Nu va uita vreodată ziua în care a intrat pe poarta instituției pe care altădată doar o vizita. Noua lui casă este rece și neprimitoare. Este mare și încape multă lumenia. Din când în când, unii vin, alții pleacă din această casă. Fiecare are câte o durere și câte o poveste. Destăinuiri de o viață din care se învață întotdeauna câte ceva. Cum e să supraviețuiești într-o astfel de lume? Ce trebuie să faci? Pentru mine a fost ușor. Eu am făcut armată înainte de 89. E o comunitate pe care dacă nu vrei să o înțelegi, nu ai cum să trăiești în ea.
Este aproape imposibil de afară, neavând un sistem de comparație, să înțelegi. Eu sunt convins că nici măcar conducerea penitenciarelor, nici chiar gardienii n-au cum să înțeleagă. După ce reguli se conduce, se coordonează această comunitate? Nu am fost în suficiente camere să pot să-mi dau seama. Camera în care sunt de nefumători, toți muncim, e un respect reciproc. Suntem conștienți că nu putem să intrăm toți odată în baie, că avem numai o toaletă. E pur și simplu, ne respectăm. Dacă unul uită să se spele, îi aducem aminte. E... Care este lucrul cel mai important aici, în închisoare? Există așa ceva? Un lucru, nu știu exact, o stare, la... o... Probabil contactul cu cei de afară. Dacă nu menții contactul cu cei de afară, poți să fii derutat de ce se întâmplă aici. Și după ce poți să-ți, nu știu, să-ți coordonezi existența de zi cu zi, prin comunicare, prin gesturi, cum e mai bine? E comunicare cu cei din jurul tău? Cu cei din jur. E bine să spui tot ceea ce gândești, ce-ți trece prin cap sau, nu știu, stai în banca ta și... Nu știu dacă e bine sau rău, dar eu întotdeauna am spus și întotdeauna o să spun ce am în cap. Cred că indiferent de consecințe. Și repercusiuni? Le iau așa cum vine. Care sunt ele? Dați-mi și mie niște. N-am avut repercursiuni deocamdată. Pentru că m-am învățat să nu... să nu cer altceva decât e legal și în cadrul drepturilor pe care le am. Care a fost prima regulă, să spunem, din regulament care v-ați obișnuit cel mai greu și... Care a fost cea din regulamentul acela nescris, din legile nescrise ale închisorii, care v-ați obișnuit cel mai greu? Prima regulă pe care n-am înțeles a fost de ce trebuie să fac numai de două ori baie. Asta n-am înțeles. Chiar nu am înțeles. Sunt conștient că sunt oameni care s-au spălat la Borlan. Sunt conștient. Dar privarea de libertate nu are nimic de-a face cu drepturile esențiale. Eu oricum mă spăl, dar să mi se zică că trebuie să mă spăl numai de două ori, cu apă caldă, cel puțin mie. Unul care a trăit jumătate din viața lui în altă societate. Dar credeți că, nu știu, aceste reguli și aceste restricții vin dintr-o mentalitate învechită sau, nu știu, dintr-o cerință de a face economie? Din imposibilitatea de a satisface nevoia asta. Insuficiența de fonduri? Poate fi și asta. Este. Credeți-mă, este. Am fost în fruntea unei instituții care nu au avut suficiente fonduri și cunosc. Și nu cred că neapărat această problemă nu se poate rezolva. Se poate. Trecutul omului Ovidiu Hada s-a pierdut undeva în negura trăirilor. Pare de mult apus, dar totuși existent. Nu povestește niciodată celor din jur despre ceea ce a fost înainte de condamnare. Toți deținuții știu însă că el este primarul. Cât timp ați fost primar, ați venit vreodată în vizită aici? Ați făcut ceva vreodată pentru această închisoare? I-ați am ajutat venit. În vreun fel? Nu aveam cum să-i ajut. Am venit cu un grup de prieteni din Statele Unite care veneau și ajutau o parte din deținuți, cei care erau necăutați. Cum poate? Necrezând vreodată că o să fiu în temnița vreodată. Cum poate fi ajutat un... deținut. Oricare ar fi el. Părerea mea că majoritatea nu pot să fie ajutați așa cum credem noi de afară. Cei care
Din punctul meu de vedere, cei care nu vor să învețe și care vor reveni în sistemul penitenciar, nu contează cât îi ajuți, o să le vând a doua zi pe țigări. Garantat. În lumea asta a condamnaților există învingători? Nu, nici măcar justiția nu învinge. Sunt deplin convins că o parte din deținuți nu o să mai vină și o mare parte din ei o să vină. Ce ar trebui să știm noi cei de afară despre închisoare? În afara faptului că ei sunt trimiși cei care au încălcat legea, cei care au greșit, mă rog, cei care au violat, cei care își merită sau nu își merită. Că în penitenciare nu sunt numai cei care au încălcat legea. Credeți-mă, m-ați provocat, spun întreba aia, dar nu sunt numai cei care au încălcat legea. Indiferent cum se crede, sunt mulți care au încălcat legea. Și față de societate trebuie să-și facă pedeapsă. Dar sunt care nu. Și ce trebuie să faci dacă, spunem, ești victima justiției, ești nevinovat și cu toate astea ajungi printre vinovați? Nu știu ce trebuie să fac. Eu știu ce o să fac eu. Și o să mă lupt până la capăt să îmi demonstrez nevinovăția. Câți, nu știu, nevinovați sunt? Nu știu. Chiar nu știu. Ar fi imposibil să... Ar trebui să mă cer la o cameră de nevinovați, probabil. Dar. Nu am dreptul să vorbesc nici de pedepsele altora, nici de... Eu vorbesc de situația mea pe care o cunosc. Vă întreb eu, dacă eram un deținut oarecare și am ajuns în pușcărie și ieșeam afară și vreau să mă angajez undeva și angajatorul îmi cere cazierul și vedea că am fost condamnat, cât mă mai ține angajat după aceea? Nu știu, depinde de angajator și de mentalitatea în care a fost crescut. De ce nu vreți să aflați adevărul cu adevărat? Oamenii nu vor să dea șansă. Majoritatea dintre deținuți revin în penitenciară pentru că societatea îi mai condamnă încă o dată după ce și-au plătit. Ovidiu este tatăl a doi copii. Pentru ei și pentru orgoliul lui, știe că își va duce detenția până la sfârșit, cu demnitate și cu responsabilitatea locului. Încearcă să-și ascundă durerea în spatele unor zâmbete. Ochii îl dau însă de gol. Sentința care l-a adus în lumea condamnaților îl urmărește clipă de clipă. Deși nu recunoaște, își face planuri de viitor. Se gândește neîncetat la anii de libertate ce vor urma după cei 5 ani furați din existența sa. Își dorește o viață normală. Așteaptă cu o disperare ieșită din comun să demonstreze că a fost emis în pușcărie nevinovat. V-ați gândit vreodată cât timp ați fost primar să faceți ceva pentru acești oameni care ești ca un om care dar eram în imposibilitatea și să lucreze la mentalitatea... A venit odată un domn la mine și mi-a cerut un apartament. Era un domn la 50 și ceva de ani, peste 55, mi-a povestit că a fost laminatorist și că vrea un apartament social. Interesându-mă de situația respectivă, mi-am dat seama că nu am cum să-l ajut, pentru că fusese căsătorit, a avut un apartament cu soția, a divorțat, la divorț soția a luat apartamentul pentru că avea doi copii și mi-a zis că a locuit cu sora dânsului și că acum doarme în parc. Nu venea să cred. Legea nu permitea să-l ajut, pentru că a fost proprietar odată, nu putea să primească apartament social și mi-a zis că va trebui să meargă la pușcărie, că nu are unde să doarmă iarna asta, respectivă. Și a mers la pușcărie.
face o faptă minoră și ajunge la pușcărie. Ok, n-ați putut reveni la cazul ăsta să-l ajutați ca primar, dar nu știu, poate aveați niște prieteni, poate aveați niște cunoștințe la niște ONG-uri, chiar nu putea, uman, nu putea fi ajutat de nicio culoare? Ba da. Prin ONG-uri am ajutat. Și când eram primar, îmi trimiteau scrisori, am ajutat, le-am mai trimis și cărți și bani, nu poți să trimiți, credeți-mă, că te trezești cu 300 de scrisori în două zile, în eventualitatea în care trimiți bani în contul că e cuiva. Am încercat să ajut după aia, dar majoritatea nu mai reveneau să își caute de muncă, să vină direct la mine. Iar instituțiile chiar nu alocă bani suficienți pentru ajutorul acela de care au nevoie imediat când iasă din penitenciar. S-a întrebat cineva vreodată ce face cel care a stat 4 ani în pușcărie sau oarecare pedeapsă și iasă afară fără bani? Peste 3 zile trebuie să mănânce. Ce face dacă nu are familie? Ce credeți că e cel mai important în viață? E greu să prioritizez cel mai important în viață. Da, că mă întrebați din perspectiva mea în momentul actual, sunt satisfăcut de ce am realizat în viață și sunt mândru că, împotriva presiunilor pe care le-am avut, a rămas drept. Indiferent că astăzi execut o pedeapsă, învinuit de o faptă pe care n-am făcut-o. Și ce contează în viață? Cred că este foarte important să nu uiți niciodată nici de unde ai plecat, nici oamenii care îți rămân alături atunci când temporar nu mai știa ce credeau ei. S-au selectat enorm de mulți oameni în viața mea. Când a auzit condamnarea, nu i-a venit să creadă. A crezut în timpul judecății că adevărul lui va ieși la suprafață. A crezut că în fața judecătorilor va conta faptul că este pentru prima dată în boxa acuzaților și că el nu este un infractor. În ziua în care a primit sentința definitivă și familia sa a fost condamnată, la rușine, neînțelegere și o mare durere. Ovidiu era un bărbat căruia nu-i lipsea mai nimic. Era iubit în comunitatea în care trăia. Copiii îl divinizau. Când a fost arestat, cel mai tare l-a durut nedumerirea familiei. Cine este Ovidiu Hada? Este un om care a încercat în toată perioada să vadă lucrurile bune din viață. Înainte de 89 am fost foarte, foarte convins că dacă o să plec din România, era regimul comunism, am plecat pentru că mi-am dorit o viață mai bună. Am realizat. Dar independent de faptul că poți material să realizezi ce îți propui, cred că relaționarea cu familia și implicit cu cei de jur poate să-ți aducă multe bucurii în viață. V-ați făcut prieteni aici? Cunosc foarte multă lume. Care a fost cel mai greu moment? De când sunt carcerat? Da, al perioadei de condamnat. N-aș vrea să par un invincibil, dar nu am avut momente grele. Am considerat toată pedeapsa asta ca o perioadă temporară prin care trebuie să trec. Condițiile nu sunt, în afară de faptul că
nu sunt lăsat să merg acasă seara. Și de faptul că se trezește cât un gardian, se trădească ușa mai tare decât ar putea, adică decât trebuie să o facă. Nu sunt condiții extraordinar de grele. N-aș vrea să creadă cineva de afară că în pușcărie e bine. E urât, nu e devenit. Dar considerând circumstanțele, poți să trăiești. De aceea sunt unii care revin. Care a fost momentul în care, nu știu, v-ați enervat cel mai tare? Atunci când cineva crede că privarea de libertate implică și privarea de unele drepturi pe care le ai. Și când se face o comparație cu păi stai să vezi cum era atunci. Pe mine nu mă interesează cum a fost. Nici nu vreau să știu. Astăzi trebuie să fie așa. Indiferent că cineva n-ar vrea, că există reminescențe din partea unor gardieni să fie altfel. Astăzi trebuie să fie așa. De când sunteți încarcerat, a venit să vă viziteze una din persoanele care, nu știu, vă agasau, să zic așa, cu ghilimelele de rigoare când erați primar, vai, prietenul meu, cum să vină, că nu sunt pe lista de vizitatori. N-au cum să vină. Mă rog, nu știu, v-au căutat, v-au transmis mesaje. Prietenii de altă dată mai sunt? Da, am prieteni de altă dată. Majoritatea din cunoștințe n-au cum să-mi transmită mesaje. N-au cum. Prin familie. Se întâlnește că mi-ai trimis salutări, cam atât. Fostul primar este acum responsabil cu programul celor care fac duș. Are grijă ca totul să decurgă în liniște și fără incidente. Credeți că veți reuși să demonstrați că sunteți nevinovat? De plin convins. Și ce credeți că se va întâmpla atunci? Ba, cum v-am întrebat și mai devreme, va mai conta? Contează pentru mine. Contează pentru mine. Contează pentru cei care o să mai vrea să dea o sentință fără să analizeze probele, pe mărturia cuiva și neanalizând un dosar cu mărturia alți 50 de martori, într-un dosar în care s-a făcut plângere împotriva, în care am făcut plângere personală împotriva judecătorului, a grefierului, a magistratului, procurorului de la DNA, și în care justiția din România, deși am prezentat fapte reale, lucruri concrete din dosar, au zis că nu s-a făcut niciun abuz. În dosarul în care sunt condamnat, de la pagina 62 până 113, există o numerotare în fiecare dosar, toate firele sunt numerotate. Se repetă, există numerotarea de la 62 la 113, sunt 6 pagini nenumerotate și încă o dată numerotarea de la 62 la 113. Judecătorul în sentința penală a reușit să copieze din rechizitoriu cuvânt cu cuvânt 24 de pagini din cele 35 a sentinței penale cu atâta exactitate încât în sentința penală nu sunt inculpat, ci învinuit. Și când am reclamat acest lucru, s-a zis că nu s-a făcut nicio nedreptate. Faptul că un judecător, prin sentința penală, este acoperit de faptul că nu răspunde și aceea este intima lui convingere, deși copiază cea mai mare parte din rechizitoriu primit așa pe un stick și a făcut copy-paste și nici măcar nu a modificat în toate locurile
locul unde eram învinuit și trebuia să fiu inculpat în sentința penală. Cred eu că voi, cel puțin, chiar dacă acel judecător nu o să fie pedepsit și o să-i se zică na-na, chiar dacă acel judecător a fost adus de la judecătoria Mediaș la Curtea de Apel să execute acest dosar și a fost reîntors după ce a judecat un singur caz, dosar nealocat aleatoriu, ci prin decizia 33 a Curții de Apel din 2013. Din 2012. Și i s-a zis, iei dosarul ăsta. Și mie mi se spune că nu s-a făcut nedreptate? Bun, veți demonstra că vi s-a făcut o nedreptate. Ce faceți cu anii ăștia care v-au fost furați din viață? Voi da în judecată statul român. Voi demonstra câți bani trebuia să fac eu dacă eram în libertate, demonstrând asta câți bani am făcut în perioada cât am fost în Statele Unite. Voi da statul român în judecată. Știu că o să plătim noi, dumneavoastră, ceilalți din jur, dar dacă nimeni nu o să facă lucrul acesta, judecătorii o să creadă că sunt invincibili și că pot să execute un ordin și să execute pe cineva și să-i fure 5 ani din viață. Doar pentru că el a vrut să-și satisfacă nevoile lui, visurile de a ajunge președintele judecătoriei Mediaș cu salar de curte de apel. Bravo, domnul judecător, e bine mersi. Deocamdată. Știți ce le doresc eu acestor oameni care din slugărnicie sau din prostie? Nu cred că prostie. Cred că a fost acte foarte bine gândite, făcute de dânsii. Din dorința de a de a ajunge ei undeva călcând peste alții, că s-au gândit ei că e imposibil să nu aibă la o vină. Poate nu-i vinovat de asta, dar au făcut el ceva când avea 14 ani. O jurat, o fluierat în biserică. Le doresc știind că în viața asta, chiar dacă nu plătim la sfârșitul zilei, până la urmă plătim pentru ce facem, le doresc să le dea Dumnezeu de 1000 de ori ce mi-au dorit ei mie. Și dacă mi-au dorit bine, de 1000 de ori să aibă bine. Mai are de executat aproape 3 ani din pedeapsă. Numără minutele până la eliberare. Este un dor nebun de libertate și de liniște. De orașul în fruntea căruia s-a aflat 4 ani, se visează de fiecare dată experimentând noua lui viață, cea în care își va demonstra nevinovăția. Cu o disperare ieșită din comun, se gândește la clipa în care va ieși pe poarta închisorii și își va strânge în brațe copiii. Visează cu ochii deschiși reîntâlnirea cu libertatea și cu cei dragi. Până atunci, se vrea ascultat. Aveți un mesaj pentru cei de afară? Niciodată să nu se lase bătut și niciodată să nu se lase convinși de cei din jurul lor că cineva poate să-ți ia onoare. Și ce reprezintă închisoarea pentru dumneavoastră? O pauză în viața mea în care mi-am selectat mulți prieteni, mulți oameni din jur, un timp în care mi-am adunat gândurile și o pregătire pentru ce urmează. Și care este primul lucru pe care îl veți face când vă veți elibera? În afară de faptul că o să mă duc să-mi văd familia și o să părăsesc România după aceea. În momentul în care o să pot,
să dau statul român în judecată și dacă nu o să reușesc, o să renunț la cetățenia română. Ovidiu Hada, un alt condamnat, o altă poveste. Poate cândva va scrie o carte despre libertate, iubire și moralitate. Va fi o dovadă a unei existențe care a atins atât stelele cât și pietrele. O viață în aventura gândurilor și a simțirii. Va fi cartea unui om pe care o clipă de moment l-a învins. Vor fi gândurile unui fost primar trimis în lumea condamnaților. Ce înseamnă să fii român în România? Sunt mândru că sunt român. Eu sunt mândru că sunt român. Întotdeauna, în toată perioada, în cei 19 ani care am locuit în Statele Unite, am fost mândru că sunt român. Sunt mândru și aici că sunt român. Iubesc Hunedoara, iubesc România. Îmi place, am vizitat-o. În schimb, părerea mea este că dacă nu vom vrea să se facă bine, nu o să se facă. Și cineva m-a întrebat, și tu ce crezi că o să schimb ceva? Nu. No. Vine primăvara când vedem primul ghiocel? Ești de acum. Dar evidența că vine. Dacă eu și dumneavoastră și toți ne facem partea noastră, a doua zi o să le fie frică să mai facă.